Daniela Crudu este schimbată total. De când e îndrăgostită, bruneta noastră parcă strălucește și este mult mai discretă. Cruduța a plecat cu iubitul în vacanță la munte și pare că se distrează de minune. Cei doi au ieșit la schi, unde, de altfel, s-au și fotografiat. Și este chiar prima fotografie pe care cei doi au urcat-o pe un cont de socializare. Alături de cei doi amorezi este, bineînțeles, și sora Ana Crudu. Bine, era și normal, mai ales că urmează revelionul și trebuie să petreacă împreună așa cum știu ele mai bine. Ei, dar revenind la Daniela, bine că și-a găsit și ea, într-un final, sufletul pereche. Nu de alta, dar când a fost întrebată cum ar trebui să fie iubitul ei, a avut cam multe cereri. Poate să și pretențioasă, știi, nu știu, nu cum? Accept... Multe... Cum vrei tu să fii? Ai spus înainte de publicitate multe... că vrei să fie mai să fie matur bărbat. Da, și mai cum? Să fie matur, exact, și să... Că tu te-ai îndrăgostit exact de opusul proiecției pe care ne-o spui acum. Nilă că... nu era deloc matur, da, nu era... și eu mic atunci mic. Și m-a luat valul, nu știu, nici nu mi-am dat seama că m-am îndrăgostit atunci. Tu erai fiert atunci. Da, eram, dădeam un clocot. Dar de câte ori ai fost îndrăgostită la viața ta? Așa cu adevărat. Cred că atunci. Totodată. Da. Nu, n-am mai fost îndrăgostită. Vreau să-mi dau seama care e prototipul de bărbat, dacă e doar nu, atunci ai fost... Acum, de exemplu, nu mi-ar mai plăcea. Păi nu, nici nu ți-aș recomanda. Nu genul ăsta. Genul ăla nu ți-l-aș recomanda. Cum îi spune, o dragoste cu năbădăi, să ne certăm mereu, să fie zi gelos, de ce ai plecat, cum te-ai îmbrăcat, doar ce te schimbă-te. E foarte greu să nu fii gelos. Uită-te și tu la tine, știi? Adică e greu să nu fii gelos. Auzi, am plecat afară, iubi, și trebuie fost îmbrăcat așa. Păi unde te duci? Păi da, da. Ca să nu fie gelos, trebuie să stea 24-24 cu tine și nici așa nu e bine, știi? Da. Trebuie să fii un labrador. Trebuie să stea tu două. Mai bine ții un chihuahua. Da, pentru orbe. Nu, că exact, ai dreptate, nu cred. Oricât de zi să nu fie gelos și permisibil ar fi un bărbat, nu cred că n-ar fi gelos, că m-ar vedea să ies așa din casă.